Muzeul de istorie din Târgoviște a găzduit sâmbătă 26 noiembrie vernisajul expoziției Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste. În cadrul manifestării au fost lansate și cele mai recente volume semnate de Corina Chiriac, Minuni trăite și două piese de teatru apărute la editura Școala Ardeleana. Expoziția pune în valoare donația făcută Muzeului Național de Istorie a României de mare artistă Corina Chiriac. Astăzi ne-a făcut mare bucurie să doneze și Muzeului din Târgoviște câteva piese. Rochia pe care o vedeți acolo ne-a adus-o astăzi și ne-a donat-o cu mare dragoste. Sigur că își va găsi un loc bine meritat în colecțiile Muzeului Târgovițean și ne bucurăm că avem astfel prilejul, cu diferite ocazii, să le prezentăm publicului. Expoziția aduce în fața publicului dâmbovițean, prin intermediul pieselor de patrimoniu, istoria de un secol a familiei Nestorescu Calaigian Chiriac și poate fi vizitată până pe data de 31 ianuarie 2023. Această expoziție și mă bucur că e un vis călător. Atunci când am început prima conversație cu doamna Corina Chiriac, nu visam și nu mă gândeam că acea conversație va ajunge la o expoziție și va ajunge la o expoziție care a început la Muzeul Național de Istorie a României, a continuat la Complexul Muzeal din Piatra Neamț, apoi la Vaslui și apoi a coposit pentru o lungă perioadă, pentru 2005 și ceva, la Complexul Muzeal din Național Curtea Domnească din Târgoviște, la Muzeul de Istorie. Și le mulțumesc încă o dată și eu colegilor de la Muzeul de Istorie din Târgoviște pentru că au avut ideea și generozitatea de a împărți cu noi acest vis. Și cred eu că e destul de important să povestesc faptul că pentru mine personal a fost o bucurie și a fost un eveniment care ți se întâmplă efectiv o dată în viață. Nu există un al doilea eveniment de asemenea natură. Și eu acum, gândindu-mă după mai bine de un an jumate, cred că am parcurs așa un fel de drum inițiatic în universul doamnei Corina Chiriac și în universul familiei Corinei Chiriac. Poate puțină lume înțelege ce înseamnă să aduni o istorie de 100 și ceva de ani și să prețuiesc fiecare obiect, să știi istoria străbunicilor, bunicilor, părinților, să o conservi, să o ții în acele multe cutii și saci și să umpli cu ele o viață de muncă și o casă și la un moment dat să ai generozitatea și puterea de a te despărți de ea. Dragi prieteni, dragi invitați, nu ne mai rămâne de făcut decât să o invităm să ne vorbească despre expoziție, dar nu este doar despre expoziție. Întâlnirea noastră de astăzi va avea ca parte și o dublă lansare de carte. Ați observat în dreapta mea raftul cu cărțile, autoare este chiar doamna Corina Chiriac. Cei care vor dori le pot achiziționa, evident cu autograful doamnei Corina Chiriac, dar asta va fi în cursul prezentării. Așadar, un aplauzele tuturor, doamna Corina Chiriac! La fiecare muzeu pe unde am fost cu expoziția, mi s-a părut firesc să mai doresc ceva, pentru că rochii mai am. Nu mai am documente. Așa încât mi-a făcut plăcere să ofer Muzeului de Istorie din Târgoviște această rochie și vreau să le mai donez ceva. Atunci când am terminat transportul trofeelor mele, am uitat vreo 2-3 sertane. Așa încât, din fericire, veți primi aici o diplomă aniversară pe care am primit-o în 2015, foarte frumoasă, de la Festivalul Florentin del Mar, unde am fost în juriu și așa mai departe, și vă ofer, vă pun aici lângă ofertă, așa. Deci, într-adevăr, expoziția pare a fi doar despre rochii. În realitate,
realitate, ea a început cu documentele de familie. Și am stat de foarte multe ori și m-am gândit ce ciudată este viața. Bunica mea s-a maritat în 1915, ceva de genul. Și a venit de la Buzău la București. Bunicul meu era din Brăila. După ce a fost, era de meserie caligraf. E chestie care, dacă le spui la ăștia mici care scriu U2 LAV, nu o să înțeleagă ce înseamnă caligrafie. Dar nu despre la vârsta mea pot să pot bani, dați voie. Hai să ne relaxăm un pic, da? Bun. Deci, bunica a venit la București, după ce s-a măritat un străbunic, of course. Bunicu a plecat tânăr să-și facă și o situație, n-avea spirit de afacere, cum n-am nici eu, n-au nimeni în familia noastră. Noi am fost artiști, zăpăciți, săraci și cu gărgăuni, dar buni. Bun. El a plecat prin Germania, Elveția, pentru că nu se putea trăi doar din caligrafie, a învățat tipografie. Dar era genul de tipografie unde mutai fiecare litră într-un pătrățel, formă, trânteai o mașinărie foarte grea, o dădeai cu vopsea, aia imprima ziarul, ridicai, mutai iar literele, etc. Deci, el a călătorit prin Europa și a venit înapoi în România, pe la... Dacă o să vreți să cumpărați această carte, e într-adevăr toată povestea familiei mele și nu numai. Deci, doi deja au călătorit, bunicii mei ceilalți, s-au născut în Turcia, unde era o comunitate de 2 milioane și ceva de armeni. La 1900 era foarte mult. A venit Marcelu, au fugit prin diferite țări, au venit și ei în România. Eu, la rândul meu, în loc să fi stat acasă, să mă mărit, să am 7 copii și acum să fiu o doamnă venerabilă, mi-am luat valijoara pe la 21 de ani și am plecat prin lume. Și la un moment dat stăteam și mă gândeam, zic, nu cumva să moștenește și argâțul ăsta de a pleca, de a pleca, de a vedea, de a străi existența la soare, cu valiza în mână, cu o geantă, cu o sacoșe. Foarte multă lume m-a întrebat, cum ați putut să vă despărțiți de el? Zic, stai puțin că nu m-am despărțit deloc. Când ne-am văzut prima oară montate la Muzeul Național de Istorie din București, instalate pe 30 de manechine, a fost prima oară că eu le-am văzut împreună. Altfel le vedeam câte una, le puneam, le scoteam, le băgeam în valiză, în cutie, în dulap, în ce erau. Și stai seama la un moment dat, nu numai trecem la filozofia aia simplă de tot, viața e un râu și trece imediat și e ca o poveste. E adevărat că e un râu, dar oricum ne despărțim. Astea puteam să le pierd de 100 de ori, puteam să mi se pune valizele, să ia foc, să fie cu tremur. Așa se putea întâmpla cu ai mei, așa se putea întâmpla cu documentele noastre. Ceea ce mi se pare mie astăzi interesant este că o familie ca noi, care păstram fiecare chibrit, nu din zgârcenie, ci din venerație pentru strămoși. Eu am crescut în această... Domnule, știi cine a fost bunica? Dar cine a fost bunica? Păi a fost elevă de pension, a învățat să coasă, a învățat să gătească, a învățat să țină o gospodărie. Eu la 16 ani zic, e ce mare filozofie. Astăzi, la 37, că atât am vrut să împlinesc am ăsta. Așa, 37 de ani, gata. Astăzi, când am întreținut un apartament de 4 camere, eu ce trebuie să dau cu capul. Zic, precis o moștenesc pe bunica mea. Ea era chelăreasa, ea ținea cheile. Deci mie mi s-a insuflat, domne, știi cine a fost bunica? Cine a fost bunica? Era caligraf. Nu, era bunicul tău și era și pe dincolo și făcea și. Și am deprins, în general mie îmi place să admir oameni. Ferească Dumnezeu ca scorpion când n-am timp pe cineva. Am terminat discuția. Dar, în general, mie îmi place să-i admir pe oameni pentru orice. Curatorii acestei expoziții sunt dr. Cristina Păiușan-Nuică, dr. Cornel Constantin Ilie,
dr. Alexandru Bădescu de la Muzeul Național de Istorie a României și dr. Irina Cârstina din partea Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște.